seara, bună seara! Am venit cu Biencuța, că e la mea nepoțică, să facem o filmărică. O filmărică? O filmărică... Pentru YouTube. Pentru YouTube. Pentru YouTube doar. Hei, s-a dreptul și să iasă un videoclip cu multe, multe like-uri. Multe, multe like-uri. Multe, 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 multe. Ok. Hei, sunt dragi, eu sunt Viu, bine ați venit sau revenit pe canalul YouTube. Azi sunt împreună cu... Bunica, Fănica. Am văzut pe Instagram. Nu furnica, Fănica. Eu îi zic furnică și de-aia v-a zis că Fănica, nu furnica. Nu furnica, Fănica. Eu îi zic și budingă. Și iepurașul meu, o fac în toate și felurile. Și furnică, și drăgălășică, și gogoșică, și gălușcă. Da. În ce nu vrei și ce vrei. Astăzi, numai alinturi, numai alintări avem. Astăzi, am cumpărat astăzi 4 slime-uri. Bine, unul l-am primit de la o colegă de la mine, de la școală. Da, mă? Și l-am deschis la școală, recunosc că am văzut cum este. Dar am chemat-o pe bunie aici alături de mine, deoarece am făcut un live pe Instagram și toți copiii m-au întrebat când mai faci slime-uri cu bunii. Când mai reacționezi la un slime cu bunii sau să faci ceva slime cu bunii? Da, dar noi nu facem slime-uri. Noi nu facem slime-uri. Eu am cumpărat 3 slime-uri, unul l-am primit. Așa. Iar bunii, deci am aici 3 slime-uri care nici nu le-am deschis, nici nu m-am atins de ele. Doar de acesta m-am atins. Și tu vei da note la fiecare slime să vezi dacă se întinde, dacă e moale. Deci, deci cum îmi place mie. Da. Îți dai o notă de la 1 la 10. Da. O să dăm camera puțin mai jos ca să ne vedeți mai bine. Da. Stați puțin, așa, așa. Și haideți să începem cu acesta, care deja l-am desfăcut. Ia să vedem ce avem noi aici. Avem un slime albastru, era foarte frumos, era transparent cu sclipici albastru, numai că acum a făcut niște bule de aer, deoarece m-am jucat cu el. Haideți să-l scoatem. Pune-l la mine, mă. Stai că vreau să fie surpriză. Da? Da. Secundă, stai să facem așa. Ce faci? Așa. Stai să scoatem tot. Noi avem pale noastre. Noi avem aici, vă spune sincer, o hârtie igienică. De ce spui, mă? Fiindcă... Mă, nu trebuia. Fiindcă eu... Nu mai am aveam disiete și a trebuit să mă folosesc de hârtie. Eu mă gândeam că mănâncă căluțul din ea. Avem un căluț aici. Un unicorn. Avem un unicorn și el era așa, lângă hârtie aici. Ok, hai să trecem peste asta. Ține-mă. Dar hai să prima dată să vă arăt eu jucăm ceva. Ia, și să vorbim. Ba, aici ca o sticlă e. Ia. Da, îmi place. Ia întinde-l. Eu fac așa pe... Nu-ți mai place mult. Am atras o bucățică pe jos, nu-i nimic, mă plec eu să iau. Ia, întinde. Te ajut? Așa. Noi așa ne jucăm cu orice slime, facem așa. E foarte frumos. Uitați copii, mă văd prin el. Ce notă îi dai? 10. Deci 10 din 10. 10 din 10. Ok. Deci, prima notă e foarte, foarte să-ți bună. Să-ți faci jos de niște din astea, să ți le pui, să-l mă da, o să-mi pun da. niște cutii ceva. Da. Nu să le țin în pungă, dar acum pe video le pun în pungă. Bine. Deci, mai departe cu ce slime? De să pun eu în pungă și treci tu mai departe. Vrei să aleg eu un slime? Da. Bine, eu o să aleg acest slime în cărnuță portocalie. Așa. Care ce pe capacul ăsta? Cumva un om de zăpadă? Da! Ia uitați! Chiar un om de zăpadă e! Bă, ne-mi place atât de mult! Ia uitați, s-a făcut o inimă! Mie îmi plac atât de mult oamenii de zăpadă, că îmi fie ca și iarnă! Iarna asta, când am avut 3 zile zăpadă, am avut zăpadă până la genunchi, eu cu bunii am făcut un om de zăpadă
Foarte, foarte mai mare. Mai înalt decât mine. Deci era super, super. Păi dacă l-am făcut amândouă. Gata, da. Am pregătit slime. Ok, deci hai să vedem cum miroase. Are miros? Mm. Miroase ca orice slime. Mm-hmm. Să zic. Hai, bagă tu mâinile aici. Uite, ținem așa. Așa. Vai, și ăsta îmi place. Ia uite. Iar arată ce... la cameră mai aproape. Ca o gelatină. Ia, parcă ar fi o gelatină făcută din fructe de pădure. Da. Sau din portocale. Sau din zmeurică. Da, numai că nu este nu este roz. Ia, întinde. Să vedem dacă acesta se întinde. Nu întinde, pur și simplu, așa. Stai să nu mă. Acesta este mai solid. Mai acesta solid nu prea se întinde. Da. Parcă mie mai mult îmi place ăla albastru. Da. Ce notă îi dai? Hai, 9. 9, deci 9 din 10. Da. 8 din 10, 9 din 10, eu i-aș da. 9 din 10. 9 din 10. Că-mi place așa că e rece. Da, e... numai că nu se întinde. Nu... Face și bășicuțe. Bășicuțe. Deci, primul videoclip cu bunica mea, când l-am făcut, ea zicea, bășicuțe, 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 bășicuțe. Ce bășicuțe? Pune mâncărnița. Pune mâncărnița. Și de-aia vreau să te las pe tine să alegi slime-ul. Vreau să terminăm cu cănuțele sau cu pliculețe? Nu, cu pliculețe. Vreau să vreau să rămân. Haideți să arătăm puțin la cameră. Ia uitați ce frumos. Dar uite cum se vede pe cameră. Zi tu că e mai frumos în realitate. Dar se vede cât de cât și pe cameră frumos. Adică e foarte frumos. Așa. El este amarat foarte bine. Trebuie să îl rupi într-un fel. Adică să-i faci. Ok. Ai reușit. Așa. Și acum îl vom scoate în mâna bunicii. Ține, uite așa, așa mâna ca... mai aproape. Așa. De cameră și haideți să vedem. Ia, haide. Acesta nu l-am atins, eu v-am zis. Doar acela albastru m-am mușcat eu cu el. În rest... Aha, ăsta acum umblăm. Și vedem despre ce și e. Și la portocaliu tot acum umblăm. Avem două cănunțe și două pliculețe. Da. Așa. Ia, ia. Stai o secundă. Ia uitați. Ia uitați ce frumos. Dar parcă se vede mai frumos în realitate. Ia uitați să vezi. Da, da. Bun, să dăm așa pentru că nu ai cum să vezi. Să pot să-l văd. Da, e adevărat, da. Nu știu. E foarte frumos. Se întinde. Da? Se face stick jam? Wow! Ăsta e și mai și. Ce... Păi de-aia era asta, că se vede cu... Ia. Are ceva roșu. Are ceva scripici care la lumină roșu. Se vede roșu, uite. Ia. Da. Facem așa și are sclipici, cu sclipici roșu. Eu parcă la acesta i-aș da 9 albastru și lui ăsta 10 din 10. Nu, și ăsta tot 10. Dar parcă ăsta mai fain. Mai... Ăsta 10 plus. Ăsta 10 plus. Da. Deci ăsta 10 minus și ăsta 10 plus. Da. Ia uite. Ia. Ia. Ține mai drept așa să... Uite mânuța aici. Zici că e stea. Ia uite-te. Da. Stea. Interesant. Super. Super. Și haide să trecem și la ultimul slime. Da. Văd că bunicii mele nu-i se lipesc aceste slime-uri. Nu, chiar nu se lipesc, că eu nu le suport pe alea care se lipesc. Nu, deci bunii nu suportă. Eu slime-ul fac un slime în casă și se lipește orice slime. Chiar dacă și i-aș adăuga foarte multă glicerină, bunicii mele nu se lipesc astea făcute în casă. Astea făcute care sunt luate din comerț. Îi plac. Da. Haideți să trecem. Aici avem o inimioară cu sânge. Vai, da, da. Așa. Interesant. Mie îmi plac foarte mult. Ele aveau și... Și... Lasă-mă pe mine, nu te mai băga. Nu mă mai lasă, mama, nu? Nu, cum fac eu? Uite așa. Deci, bunii. Îl faci tu? Îl faci tu? Îl faci tu? Gata, l-am lipit. Da.
să... Nu, că nu s-a vărsat pe bunii, deci, vă spun sincer, bunicii mele îi place atât de mult să bage slime-uri în aceste pliculețe. Foarte, foarte mult. Deci, bunii, tu vei prezenta acest slime. Până eu o să aduc farfurioarele slime-urilor. Dragi copii, vă las. Multă, multă atenție. Deci, pe capacul acestei cănițe cu slime avem aici desenată o inimioară care e străpunsă de o săgeată. Dar voi știți a cui este această săgeată? Asta e săgeata lui Cupidon. Cupidon a fost zeul iubirii. Și-a trimis săgeata în această inimioară. Eu n-am auzit absolut ce a zis, nu dau, bun, dar o să văd pe filmare, stai. Da. Deci uitați, are fiecare câte o cănuță, câte o farfuriuță. Deci sunt foarte frumoase, mi-e plac foarte mult. Da. E, interesante farfurioare, da? Mamă, ce frumos este. Mă, uite așa. Să știți, copii, că inimioara și cu săgeata a rămas tot pe capac. Da. Da. Ia. Ce faci, măi, băga degetul în slime? Da. Se lipește? Nu. Se lipește. Deci, ele chiar dacă sunt din aceeași categorie, ele sunt diferite, slime-urile. Cum au fost și cu acestea din pliculeț. Uh-huh. Chiar dacă fost sunt mai la pliculeț, sunt diferite. Da. Haideți să-l scoatem. Deci are altfel de proprietate. Uite, spre exemplu ăsta, parcă ar fi e asemănător cu... Deci că e un gem. Cu un gem sau cu... Din prune. Da. Wow. Ia, bunii, arată... Un jeleu. Oh. Și se și rupe ca un jeleu. Ia, ia, arată. Ia, 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 dăm puțin. Deci are alte proprietăți. Oh. Ia, uitați-vă! Ce frumos este! Ce lila, ce culoare ce interesantă! Ce transparent este, ce clear este! Wow! Deci el e lila... Este atât de frumos. Și este transparent. Deci atât de frumos. Deci nici nu vreau să-i mai dau lui bunii. Dar bunii este juriu slime-urilor în acest videoclip. Așa, acum eu trebuie să dau o notă și... Da. Deci haideți să vedem. Deci, până uitați, acum, înainte să spui nouă. Cum era de transparent și cum arată acum. Da, el... Prin strângere. Prin strângere prinde bule de aer. Și acele bule de aer îl fac să nu mai fie așa de clear. Bun, înainte să spui nota, mai joacă-te tu puțin mai devine din presat. Del. Vezi dacă face bășicuțe. Nu cred. Ia vezi dacă face bășicuțe. Nu. Așa. Până zici nota, eu o să recapitulez notele tale. La acest om de zăpadă, la această cănuță portocalie cu om de zăpadă, avem nota 9. La acest slime, foarte frumos, avem nota 10 plus, da? Da. Și la acest albastru avem nota 10 cu minus. Deci avem 10 plus, 10 minus, 9. Cred că 8, că uite că s-a rupt. Acesta este 8. 8. Dar nuanța este cea mai frumoasă. Eu zic că această nuanță e cea mai frumoasă dintre toate. Și eu tot 8 i-aș da, fiindcă... Se... Mi se pare că chiar mai este mai bun acesta, așa. Fiindcă face și bășicuțe. Da. Și ăsta se rupe ușor. Foarte ușor, adică... N-are elasticitate. Deloc. Cam acesta a fost videoclipul nostru, deci preferatul tău a fost acesta. Da. Da. Deci este preferatul tău. Da, din... cu 10 plus. 10 plus. Da. Sincer, la culoare, care crezi tu că a fost cel mai frumos la culoare? Eu zic că acesta mov. Nu știu, mie îmi place tot asta. Tot
Asta îmi place. Și mie asta îmi place mult. Stai că iese, mă. Nu l-am închis bine. Trebuie neapărat să-l punem într-o căniță. Trebuie să-l punem într-o căniță sau ceva. Să căutăm ceva de pus. Bune, se referă la la d-astea așa drăguțe, adică cărunțe, d-astea nu cărunțe adevărate. Nu, din asta pentru slime-uri. Ia. Yeah. Cănițe pentru slime-uri. Deci, chiar dacă aș fi eu Juliu, tot acesta ar fi câștigat. Deci vezi că semănăm? Da. Da, știm să vedem. Dacă v-a plăcut acest clip, să nu uitați să apăsați butonul de like! Like-ul multe, multe, multe ca să mai venim și altă dată. Da, ca să venim cu un videoclip nou pe acest canal de YouTube. Și dacă vreți să intrați pe familia, pe familia mea, așa, de pe YouTube, așa, trebuie să apăsați pe acel buton roșu și să-l transformați în gri și pe acel buton gri să-l transformați în albastru. Da, mă? Da. Uite că eu nu știam. Dar atâta timp acum am. Bun. Da. Cu ce vrei să dea copiii like-ul? Nu cu degetul. Vrei cu nasul? Like-ul, nasul, să chinuim copilașii. Păi să vedem dacă... Cu degetuțele, că-i mai la îndemână. Cu degetelul de like. Așa. Nu cu acesta, cu cel mare. Cu cel mare. Și apăsați așa. Cu degetul mare care pleacă la plimbare. Degetul mare pleacă la plimbare. Uite, deja a plecat la plimbare. Degetul mic? Nu zice nimic. Fiindcă e cel mai mic. Da? La revedere, deci, copii. Deci, dați cu degetul mare în formă și să aveți mâna în formă de like. Da. Și să vă abonați și să intrați în familia mea. De pe YouTube. Vă sărutăm și pe voi. Multă, 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 multă iubire. Și să fiți cu mine. Și succes la școală. Pa, pa, pa. Da, mai ales. Pa!